Un accident rutier grav a avut loc în dimineața zilei de astăzi, 29 noiembrie, aproape de municipiul Hunedoara. Un șofer în vârstă de 42 de ani din comuna Troianul, județul Teleorman, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe drumul județean 687 din direcția Deva înspre Hunedoara, a pierdut direcția de deplasare, a rupt parapeții din beton, după care s-a răsturnat sub un pod. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea gravă a conducătorului auto, care a fost preluat și transportat la spital de către un echipaj medical în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.